imagini. Îl putem urmări pe președintele României, Klaus Iohannis, coboară din mașină. Este așteptat să depună coroana în memoria victimelor Revoluției din 1989 la Troița din piața Universității. Este un moment restrâns, fără foarte multă ceremonie. Evident, se ține cont și de pandemie și se încearcă limitarea pe cât posibil a riscului de răspândirea noului coronavirus. Peter Drut. Eu sunt Bogdan Tuditu, ofițerul de radare militară NATO, pe care ați vrut să-l omorâți. Ești Ion German, tu și Cristian Bonan. Vă cer că e vinovat. Da, am făcut show, da. Fac show. Eu sunt Bogdan Tuditu. Faci, omorâți. Ați omorât copii, nu mai rușine. Femei gravide. În formă de reculegere, timp în care s-a auzit un protestatar, de fiecare dată în asemenea momente apar oameni nemulțumiți, pe de o parte de faptul că de 31 de ani nu s-a aflat adevărul despre Revoluție, sunt oameni care au pierdut fii, frați, e un moment trist.